Grav accident de circulație în municipiul Constanța. O elevă de 13 ani și profesoara ei au fost lovite chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul vinovat spune că a fost orbit de farurile altei mașini și nu le-a observat la timp. Veneau mașini de încolo și nu l-au observat. Pus frână la vreo 7-8 metri, că atunci le-am zărit, dar distanța a fost prea mică. Îngroziți, martorii au sunat imediat la 112 și au cerut ajutor. Ați auzit? Bubuitură, atât și când am vrut să era fetița 13 ani acolo și ailaltă s-a sculat și a dus până partea elaltă pe picioarele și acolo a căzut. Medicii ajunși la fața locului le-au acordat primul ajutor și le-au transportat de urgență la spital. Oamenii din zonă spun că trecerea de pieton unde au fost lovite cele două este extrem de periculoasă. Mereu și merg cu viteză, că vin de la gară cu viteză și aici nu mai opresc. Dar cum s-a întâmplat? Noi care stăm aici, dacă nu ne ferim, și pe mine m-a luat odată doar haina mi-a fâșnit-o, nu, și te și înjură. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.